O mare parte dintre pedeliști au cerut încă de săptămâna trecută demisia lui Emil Boc de la guvern, dar și de la conducerea partidului. Astăzi, la ora 10:30, acesta și-a anunțat retragerea. A luat decizia de a depune mandatul guvernului. Am luat această decizie pentru a detensiona situația politică și socială din țară, dar și pentru a nu pierde ceea ce românii au câștigat cu atâtea suferințe, și anume stabilitatea economică a țării. Coaliția a luat notă de intenția premierului Boc de a demisiona. Guvernul s-a reunit în ședință în jurul orei 10 și 15 minute. Fostul premier Emil Boc a avut până în prezent o carieră politică zbuciumată. A fost deputat, primar, președinte de partid și premier.